Tot timpul când pornesc camera ca să încep filmarea, îmi apare un scris aici sus, înfrumusețare față. Și tot timpul îmi vine să zic, da ce mă surât, tu cameră filmezi un om urât? Nu, domne, frumos prin frumusețea spiritului și mai ales prin frumusețea dialogului pe care îl purtăm aici pe canalul de YouTube. Bună dimineața, cafeluța, cafeluța e cea mai bună pentru înfrumusețarea de dimineață. De care beți? Scurtă, lungă? Depinde cum a fost weekendul. Hai să recunoaștem că n-am avut un weekend așa urât, cel puțin din punct de vedere meteo. Am mai ținut vremea și cu noi, am ieșit un pic, am făcut un grătărel, o poveste cu distanțare. Ne-am mai discutat problemele, am mai uitat de griji sau din contră au mai apărut altele, că orizonturile, vorba lui Pacepa, se arată cam roșii. Dar aici, împreună fiind, dezbatem situația, nu ne lăsăm, ne încurajăm unii pe alții. Mulțumesc în continuare de abonare, mulțumesc pentru faptul că și în zilele astea în care n-am postat nimic pe YouTube, sâmbătă și duminică, m-ați căutat și ați vizionat ce era de văzut de săptămâna trecută. Unii ați rămas poate restanți cu niște filmulețe, așadar mulțumesc și mă bucur că și acum începem săptămâna. Ziua de 5 octombrie de la 10 dimineața începem aici împreună. Ziua Mondială a Educației, așa cum ne spune la gazetă, ni se spune la gazetă în România și în general în lume. Cu ce e mai potrivit să sărbătorești o zi anume? Dând zi liberă. Dai zi liberă și toată lumea e mulțumită. Oricum, învățământul într-o scurtă pauză acum de când cu online-ul, dar măcar astăzi simt și profesorii, simt și elevii că nu se face școală. Oricum, în România de ceva vreme nu se mai face școală, dar astăzi este un prilej, să zicem așa, aniversar, Ziua Mondială a Educației. Se încearcă și în România să se mai schimbe pe aici, pe acolo, să se umble un pic la paradigmă. Doamna Anisie, care încă e șefa educației, încă e doamna ministru, dorește să scoată limba latină, limba latină din programele școlare. Acum, limba latină este ca apa de la mușca, e o vorbă la noi în zonă. Nici nu strică, nici nu ajută. O oră pe săptămână în latină am făcut până în clasa a 9-a, dintre a 8-a. Cred că 2 ani am făcut, nu mai rețin, 2 sau 3 ani. Dar dacă tot e vorba de cultură generală, ce vă amintiți voi de la orele de latină? În anii 90, când făceam latină, ne spunea doamna profesoră, dușa fie sănătoasă, ne spunea despre Roma, despre civilizația romană, și exemplifica, mă rog, cu cuvinte din latină. Atunci nu aveam bani să mergem la Roma, dar ne imaginam cumva și prin prisma cuvintelor, citatelor celebre din latină. Acum putem să mergem pe oriunde, nu avem nevoie de latină, că putem să vedem Roma, care e un muzeu spectaculos și în aer liber, dar nu prea putem circula pe bază de cuvinte. Așa că nu știu. Unde mai pui că mai rețineam câte un citat în latină, nu? Aquila non capit muscam sau muscas, ab ovo usque ad mala, quot licet iovis, not licet bovis. Și mai erau și voi, vă rog să le scrieți la comentarii ce citate din limba latină vă aduceți aminte. Îți mai îmbogățeau vocabularul. Nu stălceam numai limba română, mai vorbeam și limba latină. Unde mai pui că la intrare în Cluj-Napoca, domnul edil a pus plăcuțe în latină. De ce? Numai maghiarii să aibă bine ați venit în Colojoar și latinii când vin, când coboară feleacul, să fie întâmpinați de un citat în limba latină. Că vorba poetului, noi de la râm ne tragem. Suntem, nu-i așa, vorba eroului lui Caragiale, o geantă latină. Și de Paștile Catolice, când Raiunul dă drumul crucii de la Coloseum, de acolo din Roma, începe drumul crucii cu poezia aia din latină pe care o învățam noi. Stabat mater dolorosa, iuxta cruce lacrimosa, dum pendebat filius. No, vedeți? Aici în 2-3 minute deja am dezbătut niște chestiuni pe care le-am învățat, le-am aflat la școală. Că până la urmă trebuie să-ți dea și școală un pic de cultură generală. Acum bombardierii au școala vieții, nu negăm, dar totuși mai trebuie și un pic de cultură a spiritului. Latină. Și bagă în loc de latină teatru. Din clasa a treia copiii pot studia teatru. Păi copiii, eu îi văd pe ăștia mei, că nici nu sunt la
S-au uzi la grădi și la creșă, dar deja au teatru în ei. Îi dore burtica atunci când să facă ceva. Fac o tragedie din faptul că nu-și găsesc o bucățică de Lego. Ce teatru, deja ăștia știu teatru. Dar e bună inițiativa. Sper să nu scoată educația fizică, să mai rămână un pic de sport, de mișcare în aer liber. Că vedeți, la Cluj-Napoca, din nevoie, din dorința de a face mișcare într-o stație de autobuz, știți că v-am tot povestit, s-a pus un automat care înregistrează genuflexiunile pe care le faci. Ai făcut corect 20 de genuflexiuni, primești un bilet cu o călătorie gratis. Ce să zic, că în ultimele 10 zile sau în 10 zile de când s-a pus în funcționare acest automat, 5.000 de clujeni au profitat. În sensul bun de acest, 5.000 de clujeni, ori 20 de genuflexiuni, 100.000 de genuflexiuni, la o populație de 500.000, da? Cam o genuflexiune la 5 clujeni s-a făcut în aceste zile. E foarte bine, dar sper să treacă la nivelul următor. Ori bagă 100 de genuflexiuni, ori bagă 50 de flotări, se știe o treabă. Să meriți biletul ăla, adică faci gimnastică acolo în față la aparat, te obosești și atunci meriți biletul de autobuz care să te ducă mai departe spre următoarea șaormerie, ca să recuperezi caloriile consumate. Da. Sportul, mișcarea. Acum prefer să-ți faci o operație drastică de asta, chirurgicală, să nu mai faci sport. Uite, și artistul Lino Golden. Îl știți, Lino Golden, acest Grigore Leșe al trap-ului, rap-ului și altor religii muzicale și-a făcut o ginecomastie chirurgicală. Omul și-a făcut o ginecomastie chirurgicală să aibă pieptul mai bombat. Tânăr, nu știu dacă are 19 ani, și-a făcut deja de la 19 ani și băieții plâng câteodată, zicea Bidman, și băieții se operează câteodată. Acum, bă, Bianca Drăgușa nu o înțeleg. Ea a dorit să ajungă diva a ajuns. Și apoi ăsta, body ăsta, săracul, o tăbumbăcește, ci că a sequestrat-o 5 ore pentru blană. Pentru blana lui, nu, cu blana faci, cu blana tragi. O și învinețit-o, nu știu de ce mai stă cu el. Nu știu de ce, așa de mare-i dragostea. Numai cu pumni și cu palme se poate rezolva problema de iubire. De la blană, 5 ore o sequestrată, pentru că ea, între timp, când a luat o pauză de la ăsta, de la body, o mers la un milionar turc care vinde blană sau blănu sau nu știu ce și ei i-au găsit în telefon poze cu blana turcului și știți vorba aia, să nu dai blana ursului din pădure, că nu. În fine, nu știu, Bianca Drăgușanu, călătorind în timp, nu ar rămâne cumva la prințul Cristia? Nu știu dacă ar rămâne, pentru că cercetătorii, mari fizicieni ăștia care se ocupă cu teoriile relativității, spun așa: călătoria în timp e posibilă. Ține de niște chestii tehnice. Poți să călătorești în timp, însă nu mai poți schimba trecutul. Da? Deci, degeaba ne plângem noi că nu-i bine în prezent, că și dacă ne întoarcem în trecut unde o fă rău, nu avem ce schimba. Așa că trebuie să privim în viitor. Trebuie să privim în viitor cu optimism, să-i facem viitorului semn cu mâna. Ca și Trump, care a ieșit ieri din spital, s-a urcat în limuzina prezidențială ca să facă cu mâna poporului, ca să știe lumea că e bine, ce manevră de campanie electorală. Eu cred că ăla n-are nimic. Dacă să recupereze un pic de avantaj față de Joe Biden, a ieșit acolo, bai, beteac, ba, lucrează pentru popor. Uite că și vipurile noastre încă au de-a face cu guvidele și trebuie să fim atenți în continuare. Virgilianțu, îi dorim sănătate. A încercat el să facă 50-50, dar nu i-a ieșit. Poate că dacă ar fi sunat un prieten, n-ar fi dat mâna cu el, nu i s-a întâmplat. Dar e bine, că omul e sănătos. E. Ce mă miră e că noi singuri ne tăiem craca de sub picioare, vorba celor de la Schweinhofer, Holz Industries sau cum Dumnezeu. Aici în Cluj-Napoca, metropola civilizației, laguna bunului simț, da? Petrecere cu 320 de oameni sub Cluj Arena. Eu înțeleg că deasupra pe Cluj Arena nu e nicio petrecere, că nu joacă nimic cu Cluj, da? S-au băgat acolo, fără mască, fără distanțare. Eu înțeleg că trebuie distracție, să ne trăim tinerețea, dar chiar așa. Și era DJ Vali Bărbulescu. Nu, dacă ar fi fost Armin Van Buren, mai înțeleg, dar să te îmbolzești pentru Vali Bărbulescu pe perioada asta. Și apoi să ne mai mirăm că nu-s locuri în spitale, că Arafat și guvernul se gândesc să ne mai... Da?
Să vedem, săptămâna asta se decide, cred că, data alegerilor parlamentare și eu, în funcție de asta, zic că o să mai primim niște restricții sau nu. Da, în fine, e numai luni, vă doresc o săptămână ușoară cu reușite, satisfacții, bucurii și, în primul rând, cu sănătate. Și dacă aveți nelămuriri, aici pe canal la Nicu Bendea să intrați. Scrieți un comentariu și îl lămurim noi. Aici, nici ca, mi se zice Carmin Hara. Prevăd ce s-a întâmplat ieri. Numai bine!